Situația este gravă și pe frontul de lângă țara noastră. O a patra dronă rusească a căzut noaptea trecută pe teritoriul României la granița cu Ucraina. Polițiștii de frontieră au observat un incendiu în localitatea Cetalchioi, din județul Tulcea. Iar când au ajuns acolo, au descoperit un crater uriaș. Oficialii spun că de această dată nu este vorba despre o dronă de supraveghere, ci despre un dispozitiv care a explodat atunci când a atins solul. Vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Aproape de miezul nopții, oamenii din Tulcea și Galați au primit mesaje RoAlert care îi avertiza în legătură cu un posibil pericol din cauza bombardamentelor dintre Rusia și Ucraina. Câteva minute mai târziu, în apropierea malului drept al brațului Chilia, la granița cu Ucraina, polițiștii de frontieră au observat un incendiu. Au mers să verifice și au descoperit un crater uriaș produs de o dronă care s-a prăbușit. Drona a fost găsită în acest crater care are un diametru de 4 metri și o adâncime de 1 metru. Și jumătate. De altfel, pământul pare să prezinte urme de arsură, ceea ce înseamnă că în urma impactului aici ar fi avut loc și o explozie. Totodată, în același loc, găsim și resturi ce par a fi de la o dronă. Din fericire, zona în care drona s-a prăbușit nu era locuită. Autoritățile s-au mobilizat de urgență și au demarat investigații. Au fost luate măsuri de securizare a zonei și au fost notificate structurile competente pentru ridicarea probelor și desfășurarea investigațiilor conform procedurilor. Surse din anchetă spun că de această dată incidentul este diferit. Nu era o simplă dronă de supraveghere, ci un dispozitiv care a explodat la impactul cu solul. Locuitorii din zonă sunt îngrijorați de cele întâmplate și nu mai au deloc liniște. La 11:30 a început să bombardeze, adică a venit prima dronă, m-a trezit din sol. Au fost cam vreo 6 după explozie. Cum mai dormiți noaptea? Cum? Cu atenție așa mai. Cum auzi un zgomot, ieși afară. Sunt îngrijorați fiecare, acum lucrurile vin din ce în ce mai grijulii. Ce urmează? Dumnezeu știe. Nu este primul incident care are loc pe teritoriul României din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei. Alte 3 drone s-au prăbușit în țară, aproape de granița cu Ucraina, de la începutul războiului. MAPN transmite că va continua misiunile de monitorizare a spațiului aerian și de cercetare în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a acestor situații. Acuzații grave planează asupra unei judecătoare de la Tribunalul Suceava. Procurorii spun că magistratul furniza informații traficanților de droguri, după ce s-ar fi îndrăgostit de un interlop. Ce măsuri s-au luat în acest caz știe colega mea Delia Sandulachi. Delia, bună seara! Bun găsit! Anchetatorii spun că judecătoarea din Suceava avea o relație cu un interlop, cap al unei rețele de traficanți de droguri și primea de la aceștia bani, bijuterii, vacanțe și chiar produse alimentare. În plus, s-ar fi folosit în mod gratuit de mașini scumpe și ar fi beneficiat chiar și de servicii de pază și protecție. În schimb, judecătoarea îi informa pe traficanți despre dosarele instrumentate de DIICOT, îi anunța dacă sunt supravegheați și când urmează percheziții. Totul ar fi început în noiembrie 2022 și toată această situație ar fi continuat până luna trecută. Oamenii legii au făcut percheziții atât la tribunal cât și acasă la judecătoare, au găsit în locuința ei droguri de mare risc pe care aceasta le-ar fi deținut pentru consumul propriu. A fost reținută, a fost adusă la București, iar magistrații de la Curtea de Apel urmează să decidă dacă o vor aresta preventiv. Acestea au fost informații. La revedere! Delia, îți mulțumesc! Aproape că nu este școală în care să nu existe copii sau adolescenți care au căzut pradă drogurilor. Iar stupefiantele au ajuns să se vândă chiar în poarta instituțiilor de învățământ. Am filmat mărturii uluitoare cu o cameră ascunsă, în timp ce mai mari țări dezbăteau fenomenul în Consiliul Suprem de Apărare al Țării. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. Dacă ce acum te drogezi ziua de azi, înseamnă că ești puternic, că ești mecher. Se dă foarte multe droguri. Și cocaină și heroină și el. Discuția halucinantă este purtată în fața unui colegiu din capitală, iar cei care recunosc fără nicio rușine că drogurile nu mai sunt subiect tabu pentru nimeni, ne povestesc tot ce nu au văzut autoritățile în ultimii ani. Extrem de îngrijorător e cât de simplu procură adolescenții stupefiantele. Au ajuns să se vândă chiar în școli și să fie consumate de la vârste tot mai fragede. Copilul ăsta are vreo 15 ani, frate, aici în liceu ăsta. Mi-a zis și-a luat toate 3 plicuri de aici și s-a drogat cu 3 plicuri de nu mai știa pe unde să meargă, vedea să televerzi.
Mai grav e că de multe ori vorbim despre prafuri etnobotanice, care se vând la prețuri accesibile tuturor, dar care sunt moarte curată. Dacă nu fumează joint sau nu se droghează, nu poate, îi doare capul, le ia răuri, mai ales la heroină. Și mulți copii acum cum trag cocaină e legale, bagă legale, că e una și aceeași. Legalele sunt zombi. Alea zombi, nu? Alea zombi, de... Culețele alea, popularul. Da, de... era un copil, vedea trenul avion, mi-a zis. Iar astfel de scene se petrecă chiar în școli, sub ochii paznicilor, profesorilor, directorilor. Și nu e caz izolat. Ne mutăm la alt liceu, dar nimerim în același iad al drogurilor. Eu am avut o colegă care trăgea pe grâiță, baie lângă mine, eu n-am avut treabă cu ea. Și aici, curtea școlii s-a transformat într-o adevărată piață de desfacere pentru dealeri sau intermediari. Am văzut, adică nu știu cine e viața aici de față. Da? În școală, ne? Adică la liceu. La liceu acolo, da, scoate. Pentavine. Aici am văzut, eu am văzut că rulează de-astea, rulează ierbă. Că autoritățile au pierdut lupta cu fenomenul e limpede, dar în al 12-lea ceas încearcă să facă ceva. Astăzi, președintele a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, unde tema principală a fost consumul de droguri, în special în școli, temă devenită problemă de securitate națională. S-a decis organizarea unui grup de funcționari din ministere care să lucreze la un plan pentru a preveni și combate eficient riscurile generate de traficul și consumul drogurilor. Suplimentând schema de personală, de antidrog din cadrul DICOT cu 25 de posturi. În prezent sunt doar 16 oameni care se ocupă la nivel central de droguri. Este evident că erau copreșiți de realitate. Avem aproape 1000 de substanțe psihoactive în evidența structurii europene. Aproape o substanță psihoactivă nouă apare la fiecare săptămână și, din păcate, multe dintre acestea nu pot fi depistate în analize. Uneori nici nu avem reactiv pentru ele, pentru că sunt prea noi. Deci va fi un fenomen dinamic. Până la măsuri concrete, însă, e cale lungă. Între timp, mii de adolescenți se pierd în lumea drogurilor, iar alții cad pradă dependenței. Poluarea fură 4 ani din viața bucureștenilor, capitala bate record după record în ceea ce privește nivelul de poluare. Aerul otrăvit și lipsa spațiului verde fac zeci de mii de victime anual. Medicii pneumologi trag un semnal de alarmă. Tot mai mulți tineri și persoane care nu fumează dezvoltă boli de plămâni. Bucureștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din lume, în rând cu metropole din India. Printre sursele care otrăvesc aerul, cea mai importantă este traficul. 70% din poluare provine de la ambuteiaje. Praful sau particulele PM2,5 sunt și ele vinovate pentru aerul irrespirabil. Străzile nu sunt spălate suficient de des, iar multe șantiere nu respectă regulile în ceea ce privește controlul prafului. Iată ce fac. Și noi suntem aici și înghițim tot. Putem să spălăm praful, dar din plămâni nu pot să fac nimic. Ca să fie complet cocktailul otrăvitor, adăugăm și lista spațiilor verzi. Betonul a înlocuit iarba, iar cimentul sufocă pomii. Pomii nu cresc cu amestec de cime și nisip. Comisia Europeană recomandă 26 de metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor, dar un bucureștean nu are nici măcar 10. Spațiile verzi sunt cel mai bun filtru când vorbim în special de poluarea cu pulberi în suspensie. Aerul din București conține foarte multe particule în suspensie, PM-uri, așa se numesc ele, sunt particule de praf care practic se încarcă cu tot felul de substanțe nocive din atmosferă. Acestea ajung direct în plămânii noștri și nu mai pot ieși de acolo. Alex simte pe pielea lui consecințele poluării. Aerul toxic i-a declanșat mai multe alergii. De hârtie, pe gât, să zicem. Da, este un aer greu și am și alergii sau chestii de gen din cauza poluării. Asta nu am avut-o niciodată în afara Bucureștiului, am stat o vară întreagă în Constanța, n-am avut nicio treabă. Cum am venit în București, au revenit. Când vine vorba de limitele sigure pentru particulele de praf, Bucureștiul bate record după record. Anul trecut, limitele au fost depășite de peste 100 de ori. Aglomerat, înăbușit aerul, greu. E odios, îți dai seama, se simte de la o poștă, mai ales și pe maghierul cu benzi. Studiile recente arată că bucureștenii pierd 4 ani din viață din cauza poluării, iar anual aproape 3.000 de locuitori ai capitalei mor din cauza aerului nociv. Expunere prelungită
la aceste noxe respiratorii care dau pe termen lung niște probleme respiratorii foarte grave. Poluarea este cel mai mare ucigaș la nivel global, o spune chiar Organizația Mondială a Sănătății. În fiecare an, 7 milioane de persoane își pierd viața din cauza aerului otrăvit, iar în țara noastră, peste 20.000 de decese ar putea fi prevenite dacă s-ar lua măsuri de combatere a poluării. Bucureștiul este a cincea cea mai poluată capitală din Uniunea Europeană după Varșovia, Zagreb, Atena și Sofia. Vi s-a întâmplat vreodată să cereți la galantare o cantitate de mezeluri sau brânză, iar comerciantul să pună mai mult? Este o practică tot mai des întâlnită în supermarketuri și piețe, mai ales de când, din cauza scumpirilor, oamenii cumpără cantități tot mai mici. A zis 250 de grame. 250, am zis 100 sau 200, așa am zis. Traiul tot mai scump nu le lasă de ales oamenilor decât să cumpere cu porția. Nu este foarte profitabil pentru comercianți care încearcă să vândă cât mai mult. A, mai puțină, mai puțină. Păi se rupe dacă tai mai puțină. Păi da, da, e o jumătate de kilogram, că e asta mare. Astfel de situații sunt la ordinea zilei. Aproape de fiecare dată vânzătorii pun mai mult pe cântar decât cere clientul. De 10 lei creunguri. 15 e mult, nu? Da, da. Această femeie spune că de multe ori este păcălită în acest mod. Din cauza asta ajunge să cheltuiască mai mult decât și-a propus. Mai s-a întâmplat, am cerut 5 creunguri și mi-a dat 7. Deci mi-a pus mai mult și când ajunge acasă zic, nu știam de ce m-a pus atât de mult. Asta e tehnica lor. După ce s-a săturat să cumpere mai mult decât voia, Ileana Brutaru este cu ochii pe cântar. Doar că vânzătorii au mereu scuze care o conving să ia mai mult. La brânză sau la mezeluri ni le taie felii, automat că trebuie să plătesc. O să spună, păi și eu ce fac, rămân cu 3 felii tăiate? Avalanșa de scumpiri a făcut pe oameni să fie mai atenți la astfel de tertipuri ale comercianților. În luna septembrie, rata inflației a coborât la 8,8%, dar asta nu înseamnă prețuri mai mici. Toate serviciile sunt semnificativ mai scumpe decât anul trecut pe vremea aceasta, iar ritmul de scumpire anul acesta l-a depășit pe ritmul de scumpire a serviciilor de anul trecut. Deci, asta înseamnă, pe scurt, că cifrele acestea relevă o erodare în continuare a puterii de cumpărare, adică acum cu 100 de lei cumpără semnificativ mai puține bunuri și servicii cetățeanul de rând decât cumpăra anul trecut. În topul alimentelor care s-au scumpit se află carnea, brânza, ouăle și pâinea. Prețurile sunt cu aproximativ 15% mai mari față de anul trecut. Sunt și câteva alimente care s-au ieftinit, precum făina, uleiul și mălaiul, care costă cu 20% mai puțin față de 2022. La saltea, la ciorap sau în seif sunt locurile în care tot mai mulți români preferă să-și țină economiile de o viață în detrimentul conturilor bancare. Datele arată că numai în ultimii 10 ani banii în numerar din casele oamenilor aproape că s-au triplat. Chiar dacă sumele se devalorizează, românii anticipează vremuri grele și vor să aibă banii la îndemână pentru orice eventualitate. Nu am lucrat cu cardul și nu am ce să lucrez. Ce mă lăsă cu cardul să-mi ia altul pinul și să-mi scoată banii în lipsă? Ăștia ce e vrăjeală mare. Acest pensionar din Dolj nu și-a ținut niciodată banii pe card. Bărbatul se teme că metoda tehnologizată l-ar putea lăsa fără economiile de viață. Mai sigur, că vin vremurile, mă duc să mă iau de la card. Îți oprește de o bândă, îți oprește aia, așa, știi că aia acolo. Cum stau la aia, stau și la mine, și saltea. De altfel, banii ținuți la saltea au crescut în România la nivel record, peste 65 de miliarde de lei la finalul acestei veri. O sumă care s-a triplat în ultimii 10 ani, arată Banca Națională. Mai ok cash. Să putem să-i cheltui mai repede, așa. Atracția pentru bani gheață poate crește din diverse motive. În ultimii ani, românii au anticipat vremurile grele și tind să-și țină banii la îndemână pentru orice eventualitate. Totodată, unii nu mai au încredere în bănci, în timp ce alții nu reușesc să se descurce cu sistemul digitalizat. Cred că sunt mai bine să-i țin la buzunare, așa. Nu știe multă lume să lucreze cu cardul. Mulți îi țin la, cum e probabil, la țară, la ciorap. Mulți au, știu eu, oameni pe la țară, că sunt la țară, care îi țin miliarde, le-au țin la ciorape acolo. Pentru noi bătrânii, cred că e cum e acum. Mă duc cu banii, dau acolo, mi-au materialul, atunci noi nu știm să plătim noi pe card. S-a ajuns aici din cauza nivelului redus de alfabetizare financiară din țara noastră, care potrivit statisticilor este cel mai scăzut din Europa.
În România, 4 din 10 oamenii nu au cont bancar, iar în procente asta înseamnă că doar 60% din populație este bancarizată. În comparație cu noi însă, Ungaria are 78% din populație bancarizată, Bulgaria are 81%, iar Croația 86%. La polul opus sunt românii pentru care cardul a devenit noul seif. Teama de a fi tâlhăriți îi determină pe aceștia să aleagă buzunarul electronic. Prefer cardul, eu fac cumpărături cu cardul. Rar fac cash. Dacă mi se fură, mi se fură 1.000.000, 2.000.000, dar nu toată pensia. Banca e bancă, cardul e tot autorizat, totul. Nu sunt de acord cu banii în casă. Eu am pe card. O lui folosesc când am nevoie, nu. Nu las alt dacă n-am nici bani mult. Specialiștii atrag atenția că banii cash ar putea reprezenta o problemă în viitor. Ținutul banilor la saltea este o soluție proastă în condițiile inflației, pentru că banii se devalorizează. Dacă i-ar ține la bancă sau în titlurile de stat, de exemplu, ar câștiga o dobândă de 7-8%. Așa, nu câștigă nimic altceva decât faptul că pot avea instant acces la ei atunci când au nevoie. Totodată, cei care țin sume mari în casă își asumă riscuri evidente. În urmă cu 2 zile, de pildă, 2 femei au fost arestate după ce au lăsat o bătrână din capitală fără 45.000 de lei. Coațele s-au dat drept agenții de vânzări, au intrat în locuința pensionarei și au sustras economiile. Fructele verii ne vor îndulci până la iarnă. Datorită temperaturilor neobișnuit de ridicate, producătorii cultivă tot mai multe căpșune de toamnă târzie. În județul Buzău se află una dintre fermele care încă livrează în piețe sau online căpșune românești crescute în pământ. Un kilogram se vinde acum cu 30 de lei, dar prețul va mai crește pe măsură ce vremea se va răci. Am recoltat aproape 100 de kilograme. Și astăzi, ce o să recoltăm astăzi? Cristina este una dintre cele 3 culegătoare de căpșune care iau la verificată plantă cu plantă pentru a găsi fructele bune de cules. Au mult de lucru deoarece plantația se întinde pe 2 hectare, iar culesul trebuie făcut frecvent. Se coc în 2 zile, dacă e cald. Trebuie să fie roșie, să nu fie portocalie. Mai trebuie lăsată. Dacă e portocalie, o mai lăsăm. O zi e de ajuns. Ne ajută vremea, că e cald, e bine. Le punem în caserole. Trebuie să le punem cu grijă să nu se lovească. Plantația de la Săhăteni a fost înființată în această vară de un cuplu de tineri din localitate. Andra și Cătălin erau studenți atunci când au decis să investească în agricultură. Pentru câmp au mizat pe soiul Albion, adaptat la condițiile climatice din România. Cam așa arată căpșuna din acest soi. Eu sunt foarte mulțumită de soiul respectiv, căpșunile fiind foarte mari, foarte lucioase, nu sunt nici exagerat de sensibile. Sunt și foarte dulci de asemenea și au și un aspect foarte frumos pentru căpșunii în octombrie. Clima ne ajută foarte mult, e foarte cald acum, soare. Frumos. Tinerii fermieri speră să recolteze peste 6 tone de căpșune până la începutul iernii, dacă vremea continuă să fie blândă. Nu duc lipsă de clienți și spun că o parte din marfă a fost comandată deja de supermarketuri și magazine din regiune. Deocamdată vând cu 15 lei caserola de jumătate de kilogram. Fiind în extra sezon, prețul ar trebui să fie un pic mai mare decât este prețul nostru, însă am preferat să rămânem la acesta momentan. Probabil că o să plusăm puțin odată ce înaintăm cu vremea. O să ajungem probabil în noiembrie, decembrie, prețul clar va fi un pic mai mare. Fermierii vor livra căpșune românești în piețe și magazine toată iarna. Asta pentru că ei produc fructele nu numai în spații deschise, ci și în sere moderne, unde plantele cresc într-un substrat organic din nucă de cocos și au rod tot anul. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. La noapte, cerul va fi mai mult senin în regiunile sudice și va prezenta norări în rest. În special, spre sfârșitul intervalului, se vor semnala ploi slabe local în Maramureș și izolat în Transilvania și nordul Moldovei și posibil în Crișana. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 13 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 1 grad.
dar și mai ridicate pe litoral și în dealurile de vest, până la 15 grade. Se va forma ceață pe alocuri în centrul teritoriului și în depresiunile intramontane și cu totul izolat în rest. Mâine vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 28 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sudice. Cerul va fi variabil temporar cu norări averse și posibil descărcări electrice pe arii restrânse în nordul, nord-estul, centrul țării și la munte. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Dimineața se va forma ceață local în centru și izolat în rest. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia avem parte de atmosferă însorită. Mercurul din termometre urcă până la 26 de grade în Pitești, la fel și în Călăraș. În Transilvania cerul va fi variabil cu norări temporare. Valorile termice ajung la 22 de grade în Cluj, la fel și în Brașov. În Moldova cerul va fi mai mult senin, iar termometrul va indica 23 de grade în Focșani și 22 de grade în Botoșani. În vest avem parte de vreme însorită, iar maximele urcă la 25 de grade în Oradea și 22 de grade în Baia Mare. În Oltenia cerul va fi în mare parte senin. Mercurul din termometre urcă până la 28 de grade în Drobeta și 23 de grade în Craiova. În Dobrogea se anunță atmosferă însorită și maxime de până la 28 de grade în Constanța și 26 de grade în Medgidia. În capitală, vremea s-a încălzit față de zilele precedente. Cerul a fost mai mult senin, iar vântul a suflat slab până la moderat. Temperatura maximă a fost de 24 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 8-10 grade, mai scăzută în zona preorășenească până spre 5 grade. Mâine, vremea va deveni mult mai caldă decât în mod normal la această dată. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade. La munte, vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei, cerul va fi temporar noros și local în Carpații Orientali și izolat în restul masivelor. Vor fi averse și posibil descărcări electrice. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în zona înaltă. Vor fi 18 grade în Sinaia și 16 grade în Seminic. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme.